Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta vorbim despre o noutate editorială. Este vorba despre cartea Corpul își amintește, revoluționarea tratamentului traumei de Babette Rothschild, volumul 2 al acestei cărți, publicată în colecția Psihoterapia a editurii Herald. Corpul își amintește, volumul 2, revoluționarea tratamentului traumei, vine în completarea primului volum al autoarei, publicat și el, după cum spuneam, la editura Herald în colecția Psihoterapia. Psihofiziologia și tratamentul traumei, fără a fi însă necesar să fie citite împreună sau într-o anumită ordine. O carte, aș putea spune, despre care am vorbit mult, o carte deopotrivă pentru specialiști, dar și pentru cei pasionați de zona aceasta a somatizărilor sau a psihosomaticii, de răni emoționale, de psihoterapie până la urmă. Și ne bucurăm foarte mult că astăzi alături de noi este colega mea, Gabriela Deniz, senior editor Herald, psihoterapeut și coordonatoarea colecției Psihoterapia, din care fac parte cele două volume ale cărții Corpul își amintește de Babette Rothschild. Cum spuneam și eu puțin mai devreme, două cărți, două volume ale aceleiași autoare, dar care nu trebuie citite neapărat, au un soi de independență sau interdependență, nu trebuie citite volumul 2 după ce a fost parcurs volumul 1, pentru că sunt lucruri cumva distincte în această carte și iată, este foarte important că învățăm prin intermediul acestor două titluri, să spunem, să conștientizăm niște procese psihice care au loc în sufletul nostru. Faptul că, și noi am mai discutat, mai ales în volumul 1, despre acea memorie celulară, despre tipurile de memorie și felul în care Babette vorbește cumva suficient de accesibil, într-un limbaj accesibil pentru publicul larg până la urmă. Da. Cred că cele două volume sunt mai degrabă complementare. Ai putea să parcurgi volumul 1 fără să parcurgi volumul 2 și ai avea foarte multe lucruri de învățat și de înțeles despre cum funcționează corpul nostru în traumă și cum putem să apucăm taurul de coarne, să spun așa, pentru că probabil că problema cea mai mare a supraviețuitorilor traumei este că ei evită reîntoarcerea în acele amintiri dureroase, care în schimb îi copleșesc, îi surprind în cele mai neașteptate momente. Și Babette Rothschild vorbește până la urmă chiar despre a aborda trauma fără a aborda aceste amintiri. De multe ori, reamintirea, retrăirea, pentru că noi știm foarte bine în momentul acesta că trauma, evenimentul traumatic rămâne undeva codat în memoria noastră, undeva suspendat. Nu avem acces la el tocmai pentru că este atât de dureros ce s-a întâmplat acolo, ne-a zdruncinat atât de mult încrederea noastră în sine și concepția noastră despre viață și despre noi, identitatea noastră, încât el este cumva expulzat așa din conștiința noastră, într-o zonă în care ne ferim foarte tare să pătrundem, pentru că frica cea mai mare este de anihilare, de moarte. Și atunci ne ferim să pătrundem la acel miez traumatic, iar el rămâne cumva, conform unor teorii, suspendate în anumite rețele mnezice pe care noi nu le mai accesăm. Iar problema este că acele rețele mnezice se comportă cumva autonom, în sensul că atunci când simțim un miros, simțim ceva, o atingere sau intrăm într-un anumit context care ne aduce aminte de acel eveniment, trauma se declanșează ca atare și imaginile din acel complex, acea rețea amnezică care a rămas acolo oarecum izolată și nu a putut fi procesată,
se revarsă în conștiința noastră ca și cum am trăit momentul ăsta, momentul ăla traumatic. Ca și cum ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă acum. Iar ceea ce noi reușim să manifestăm acum este pura teroare din acel moment și toate emoțiile de rușine, de frică, de durere, de atunci revin în momentul acesta. Iar știi că se și spune, îmi cer scuze, se și spune că, mai ales în psihoterapie, dacă un episod traumatic a fost extrem de dureros, indiferent de ce rană am putea să vorbim acolo, de nedreptate, de umilință, de trădare, de abandon și așa mai departe, doar cu acordul cumva, cu acordul pacientului, cu acordul clientului, putem să retrăim acel episod. Adică dacă este atât de dureros încât este insuportabil, mai bine nu te bagi acolo, da, în zonele acelea abisale, să vorbim, spunem, de riscul de retraumatizare, pentru că retrăirea traumei nu înseamnă că vom ajunge la vindecarea ei. Faptul că ajungem să retrăim acele evenimente fără a avea conștiința faptului că ele s-au încheiat. Deci trăim acele evenimente ca și cum s-ar întâmpla în momentul acesta. Acesta este un alt indiciu, să zic așa, al traumei. Faptul că trăim, nu avem conștiința faptului că acele evenimente s-au întâmplat undeva în trecut și s-au încheiat. Nu avem un final pus acolo pentru acest eveniment în mintea noastră. Nu ne ajută absolut cu nimic, ci ne creează aceleași stări traumatice, întărind până la urmă emoțiile noastre negative legate de acel eveniment și stările noastre. Acum, Babette Rochelle este unul din formatorii și terapeuții de traumă care au insistat foarte mult pe siguranța clientului și clientul pe primul loc. Asta e într-un fel sloganul ei. Ea a venit inclusiv cu o dezlegare, să spun așa, pentru că nu trebuie să abordăm amintirile traumatice ca să rezolvăm trauma. Și în ultimii probabil 10 ani s-au dezvoltat foarte multe abordări care reușesc să abordeze trauma fără să abordeze amintirile traumatice, fără să trebuiască ca clientul să rememoreze acele evenimente și să repătrundă în acele zone ale vieții care au fost absolut traumatice pentru el. Și se lucrează foarte mult aici, efectiv cu corpul, cu stările clientului, cu ceea ce simte clientul acum în momentul ăsta. Iar Babette descrie în al doilea volum al acestei serii, descrie exact modalități în care poți lucra cu clientul, plecând de la senzațiile sale corporale, de la anumite idei, dar pune foarte mare accent, ca și în primul volum, pe cele trei faze ale tratamentului traumei pe care le-a descris Janet la începutul secolului 20. Pierre Janet, un mare terapeut, un mare psiholog francez, care el a existat, a apărut ca o somitate în acest domeniu al psihologiei încă dinainte de apariția psihanalizei, de intervenția lui Freud pe scena psihoterapiei. Și probabil că este primul dintre marii terapeuți care abordează într-un fel foarte precaut, să spun așa, și foarte, cu foarte multă înțelepciune, până la urmă, problemele psihologice ale pacienților, vorbind în primul rând despre a crea siguranță, a oferi o bază sigură persoanei care este afectată, a oferi o bază sigură înainte de a începe o intervenție psihologică care să producă, care este foarte mult încărcată emoțional și care riscă să retraumatizeze până la urmă persoana. Iar foarte mulți autori în zilele noastre se întorc cumva la Janet și preiau din strategia sa, pentru că și-au dat seama că într-adevăr a avut înțelepciunea ei, a avut foarte multă inteligență în această abordare Janet și a descris foarte bine
până la urmă, chiar din acele momente, a descris ce se întâmpla cu clienții săi foarte limpede, fără a avea, la fel ca și Freud sau alți psihologi din acea vreme, fără a avea instrumentele pe care le avem noi astăzi, și anume capacitatea noastră de a înțelege procesele fiziologice și neurologice care au loc în corpul nostru. Și fără a avea, până la urmă, tot corpul de cunoștințe pe care îl avem astăzi, după 100 și de ani de explorare în domeniul psihoterapiei. Rochel se întoarce la Janet, la modelul lui Janet, și ne propune pentru orice formă de terapie, indiferent că venim din zona psihodinamicii, că venim din zona EMDR-ului, că venim din zona terapiei cognitiv-comportamentale, ne propune acest model în trei faze ale lui Janet, în care prima fază este siguranța. Clientul trebuie să se afle pe un teren sigur, înainte să poată să proceseze ceva din ce a însemnat acea traumă. După care ea vine, v-am spus, cu această dezlegare, chiar atunci când vorbim despre procesarea traumei, nu este nevoie să procesăm amintirile traumatice, nu este neapărat nevoie să retrăim toate cele evenimente. Iar dacă o facem numai cu acordul clientului, așa cum vorbeam, problema este că de multe ori clientul își dă acordul. Își dă acordul pentru el, crede că hai să termin odată cu asta, hai să trecem prin traumă, să vedem ce s-a întâmplat, pentru că sigur dacă reușesc să ți-o spun pe toate, să ți-o pun ție în poală, cu siguranță o să scap de ea. Dar nu știe peste ce dă acolo. Nu știe peste ce dă acolo și lucrurile nu se întâmplă așa, nu ai să scap de ea, nu așa se scapă de ea. Fiindcă exact despre asta este vorba, trebuie să existe o procesare, o reprocesare a lucrurilor care s-au întâmplat acolo, și asta înseamnă cumva să deschidem accesul către acea rețea amnezică, astfel încât acele conținuturi și ce se întâmplă acolo, pentru că, în primul rând, așa cum vorbea și Jung, aceste complexe sunt foarte încărcate emoțional și trebuie să ajungem la această emoție și să reușim cumva să o redimensionăm, să o reprocesăm, să o reinterpretăm, să o reînțelegem într-un alt context. Și doar în momentul în care deschidem această rețea amnezică și reușim cumva să o reintegrăm cu marea rețea amnezică, ajungem să reintegrăm ceea ce este a treia fază, până la urmă a intervenției, să reintegrăm acele conținuturi, să le dăm un sens și să putem să aducem acele lucrurile pe care le-am învățat, până la urmă să le aducem în viață și să tot ceea ce s-a întâmplat acolo să rămână în trecut, să știm despre acea traumă că a rămas în trecut. Că lucrurile s-au încheiat. Dar începutul este acea fază de siguranță în care trebuie să găsim clientului o bază sigură, un loc sigur, cum ne exprimăm în această terapie a traumei, un loc siguranței, un loc în care să se simtă protejat, un cabinet, o relație sigură, o relație de siguranță și de încredere cu terapeutul, și resurse pe care le poate folosi pentru a se ancora în prezent, pentru a rămâne în prezent, pentru a rămâne cu această conștiință martor care poate fi aici în prezent, da? Cum zice Babette, conștientizare duală. Eu sunt aici în prezent și pot să-mi trimit așa, iscoade, să zic așa, să-mi trimit o parte din conștientizarea mea să se îndrepte către acele momente traumatice, dar eu sunt aici în prezent. Și iar eu știu că sunt aici în prezent, pentru că simțurile mele mă ajută să mă ancorez aici în prezent. Babette explică foarte frumos etapele procesării unei traume și ne dă foarte multe hinturi, foarte multe indicii despre cum am putea să facem lucrul ăsta în siguranță cu clientul nostru. Ne învață ce sunt aceste resurse și în primul volum și în al doilea volum. Ne învață ce înseamnă procesarea traumei folosind frâna, cum spune ea, pentru că atunci când clientul vine și spune vreau să povestesc evenimentul ăsta, să spun odată ce mi s-a întâmplat, că poate așa scap de rușine, de durere, de teroarea din viața mea pe care el a produs-o. Iar Babette folosește în permanență frâna, folosește în permanență aducerea în prezent a clientului
Iar în momentul în care ajunge la reprocesarea amintirilor, printr-o metodă pe care ea o descrie foarte frumos acolo, o metodă a scenariului, întâi creează, de exemplu, capitolele unei cărți din acel eveniment și apoi parcurge fiecare titlu de capitol pe rând în procesarea evenimentului. Uneori pot fi și de cele mai multe, de fapt, ea chiar recomandă parcurgerea inversă, de la finalizare, de la epilog. Ești în viață, ești bine, uite, ai supraviețuit, ești aici. Hai să vedem ce s-a întâmplat după traumă. Hai să vedem cum au evoluat lucrurile, după care intrăm încetul cu încetul către acea zonă. Pentru că deja suntem mult mai conștienți de noi și avem un eu capabil să facă față la durerea traumei. Iar Babet, în cel de-al doilea volum, ne oferă foarte multe ajutoare, să spun așa, în cabinet, indiferent de metoda terapeutică din care provenim. Dragii noștri, Corpul își amintește, volumul 2, Revoluționarea tratamentului traumei, alături și de primul volum din cartea Corpul își amintește, Psihofiziologia și tratamentul traumei, am putea spune două cărți care reprezintă un soi de abecedar al psihoterapeutului. A fost astăzi, da, chiar așa. Da. A fost astăzi alături de noi Gabriela Denis, senior editor Herald, coordonator al colecției Psihoterapia și de asemenea psihoterapeut, vorbind despre acest volum, cel de-al doilea volum din cartea Corpul își amintește, de Babet Rothschild. Iată, o noutate editorială, atât pentru publicul larg, cât și pentru psihoterapeuți. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!